Domnul Becali, despre meciul de aseară sunt două lucruri de discutat, despre jocul echipei și despre arbitraj. Bă, despre jocul... E adevărat, primele 15 minute mi-era frică să nu luăm mai multe. După aia am luat și am controlat jocul tot noi până la cap. N-a mai contat ei deloc. Și despre arbitraj ce? Eu știu ce zic. O să găsească Vasaras un arbitru care când este că asta mai trebuia, să scoată din poartă. Acum mai trebuie încă una. Să aducă un arbitru care să o bage el cu lată în poartă la noi. Asta mai trebuie. Adică să joace pentru FCSB? Da. Nu. Nu toată. Să fie acolo în care eu și când ăla unul mingea, să o ia arbitru de acolo, tu îmi poartă, să bage eu, să o dea el gol la noi. Și să zică, păi ce, domnule, arbitru face parte de joc. Așa mai trebuie. Da, tu îți dai seama. Păi, dar nu că poți să o scoți conform regulamentului. Dar în situația în când spui, domnule, merge jocul mai departe, ai fost la 3 metri, ai văzut. Și ca să te iei după aia, după găman, păi, cum să te iei, mă, după găman? Păi găman, nu știm ce a făcut cu noi, nu? Mai aveți puterea să glumiți, totuși să pierd puncte. Păi bă, dar nu ai ce să mai faci. Deci am ajuns la concluzia, mă enervez, jignesc, fac păcate. Pentru ce? Că tot, domnul tot o face dreptate. Adică poate să dai peste cap, tot în lațul lui se prind. Că nu există la Dumnezeu. Așa noi suntem oameni, supărăm și facem gălăgie și jignim și facem. Dar Dumnezeu dreptatea tot o face. Și că Dumnezeu tot face dreptatea. De ce stau să mă supăr eu acum, fac păcate? Ce am? Nu? Asta le mai zic. Să găsească Vasaras unul care să o ia, să o dea în poartă. El. Înțelegi? Sau, de exemplu, dacă dăm noi gol, să vină arbitru și să pună mâna. Băi, n-ai voie gol. Să facă portar arbitru. Ce să mai... Golul lui Florinel, cel mai frumos gol anulat? Bine, mă, lasă. Dar jocul cu v-a mulțumit. Bă, echipa extraordinară a jucat, ce să mai... Am cerut, de exemplu, cu Mihai Lotaru. Dom'le, hai să jucăm arbitri străini. Nu, că tare. Că... Ei nu vor, mă, arbitri străini. Că nu le convine. Nimeni. Hai să-l sun și pe Varga, să văd, o să-l sun și pe el. Înțelegi? Că cerem arbitri străini, refuză el, de exemplu, Vasara, să o atacăm la comisia. Bă, trebuie să existe o soluție să contracarezi nedreptatea. Nu știu, că... bă, sincer, dar și eu nu mă interesează, adică... Nu, adică nu mă interesează să joc cu arbitri străini cu Rapidul. Mă interesează cu Craiova și cu CFR. Adică cu cine cred eu că... Cu cine cred eu, adică, bine, nu știu, acum nu vreau să subestimez. Eu spun părerea mea. Eu vreau arbitri străini cu CFR și cu Craiova, cu cine cred eu că, înțelegi, că ar fi un eșec să... Craiova și CFR vă bateți la titlu, așa rămâne? Da, mă, ar fi un eșec să nu ne batem cu ei. Ar fi un eșec să nu ne batem cu Craiova și cu CFR. Suficiente 5 puncte sau credeți că diferența va fi mai mare până la play-off? Sunt suficiente și 5. Domnul, dacă face dreptate și cred că va face, se va mări. Joacă cu Sepsi acum și le arată baba spricină. Nu știu mă, acum e. Acum cred că e, acum face. Nu, eu nu știu, nu știu. Ei, am făcut toate. Eu dau ordin, doar nu fac eu, nu? Costa mult transferul lui Al Hassan? E, ceva, ceva acolo. Nu foarte mult. Nu știu. S-a zvonit presa, zice. Eu nu știu ce au vrut ei, ce n-au vrut. Cum ei nu mă interesează. E posibil să mai plece vreun jucător, vreun mijlocaș acum cu venirea lui Al Hassan și a lui Luis Felipe? Bă, jucătorii nu poți să-i dai afară. Jucătorii doar poți să te înțelegi cu ei. Să por să, de exemplu, cu ăsta, cu Hermannstadt am zis, domne, îl vrea pe Rotariu și pe, și am zis să-l ia și pe, și pe ăsta, și pe, nu, și pe Gane am zis că-l dau, nu, pă, nu pe Crețu, că Crețu s-ar putea să-l ții, Crețu s-ar putea să-i prelungesc,
păi, l-a dat Slavescu, îl vrea. Și atunci, jucător ca, de exemplu, ca, băi, m-a spus și încă unul. Când ești idiot în viață, trebuie să plătești. Mamă, iertă Dumnezeu, dar eu idiot sunt. Cum să-i dai tu lui Rotariu 20.000? Ăla-i pe câmpuri, se antrenează pe clauri și tu îi dai 20.000. Tu îți dai seama ce pute, n-am, dau, uite, nu vezi? Am căciula în cap și nu mai bate deloc. E idiot. Cum să dai tu 20.000? Lugul ăsta... Lugul Rotariu și lui Gane, mi se pare că și lui tot la fel. Păi cum să le dai? Păi dacă aia sunt, băi, o loc să zică, băi, vină coadă, tu mie ce-și mica să te relansezi. Nu-ți dau ce 20.000. Dar eu idiot. Dar de acum încolo, vezi, omul trebuie să învețe din greșeli. Eu gata. Am învățat. Care să nu cumva să creadă cineva că nu mai păcălește pe becali cu de-astea umflături și cu ciori de astea reîncălzite. Nu mai. La revedere, s-a terminat. Ați adus doi jucători cam câți mai aia? Pe unde mai aduc? Voi pot zici, mă aduc 2-3, nu știu. Pentru că eu așa o să fac. Vreau să dea probă la locul de muncă. Ia, intrăm. Să te vedem. Ce faci tu, măi, Felipe? Nu? Hai, la revedere. Ce faci, mă, Baba Alcasar? Hai, la revedere. Păi n-ai ce să faci. N-ai ce să faci, tu nu vezi. Bine, ăsta, companiul, de exemplu, la seară mi-a plăcut el. S-a bătut, ăsta așa-l vreau. Să joace așa și nu-l mai dau. Să se bată, nu hop în cap, hop în cap. Bată-te, mă, că ai 2 metri. Mi-a plăcut aseară de el. Vedem pe Baba Alcasar, nu? Și un fundaș dreapta trebuie, că nu știu, nu mai îmi place de ăsta, de pantă. Nu știu ce întâmplă cu ei, nu știu, în loc să crească. Na, nu, că e cu minte. Nu, că nu are concurență. Nu e, nu. Aseară a avut o minge, că era mingea oprită lângă tușă și el era la 2 metri. Și el se uita la ea. Doar trebuia să facă 2 pași. Și el se uita la minge și a venit la lua mingea. Adversarul la ce fere. Păi ce faci, mă, mingea? Ia ta, du-te, ia-o. El se uita la ea. S-a blocat din cauza de emoții. Presiune. E tânăr, nu... Am mare încredere în el, dar e încă tânăr. Fundașul dreapta e acela de la, din Armenia, de la Urartu? Nu mai țin minte eu. Nu mai țin minte. Să vedem dacă mi-aduc aminte. O să joace cei doi transferați în meciurile directe? Cum? O să joace cei doi transferați în meciurile directe? Fii întrebați. Ăla, nu știu, dată, eu ăla de la aia și a zis că nu-l bagă. Așa ar fi normal. Dacă ei vor să-l bagi, să-l bagi. Ce treaba mea? Acum, tu ce crezi? Tu, dacă tu transferi pe tine, mai te interesează de ProTV? Du-te, bă, mult la becare, la FCSB, mă interesează de... Păi nu, păi dacă zice ProTV, uite, sună sârbu și zice sârbu, nu știu ce, sau nu mai e sârbu, cine ești? Cine ești? Nu știu. Și zice, băi, vezi că cu tare, du-te, bă, de aici, mă interesează de tine, bă, eu sunt la FCSB, bă, eu vezi cu becare. Și ăla cel mai interesează pe ăla. Și își dea gol împotriva lui, ce idiot. Poți să joace, o să joace la mișto pe acolo, să plimbe. Eu zic că nu, domnule, care are caracter. Oricine ar fi. Aveți speranțe că în astea două etape care au rămas, distanța se mărește, pentru că mai joacă și contracandidatele meciurilor? Am speranța că Dumnezeu va face dreptatea. Ce înseamnă dreptatea? Măcar 3 puncte. Adică ne-au luat 2, vor pierde 3. Păi pentru că chiar în lațul lor vor cădea. Așa zice. Că în groapa care a făcut-o a căzut și în lațul care l-a prins l-a prins piciorul lui. Ce va prinde? Ne-a luat 2, pierdeți 3. O să pierde 3, că ne-a luat 2. O să vezi. Dar nu vă e teamă că echipa noastră, când sunt meciuri teoretic mai ușoare, cum a fost cu Clujul, cu U Cluj, cu Galațiu, nu se mobilizează, nu se concentrează, că s-au pierdut puncte și în meciurile mai simple. Păi cum le-am pierdut? Păi dacă facem acum câte 11 metri, sunt vreo 10, cred că, care sunt trease și încă vreo 2 împotriva noastră, date la mișto, dar sunt vreo 10 care le primim. Nu mai spunem puncte cu UTA, a inventat el gămanul în 11 metri cu mâna la spate. Nu, și după aia, nu, ce să mai, sunt multe. Noi am ajuns, ăsta era singurul Corțescu care ne arbitra corect. Dacă știți, Corțescu l-au
l-au convins și pe Colțescu, că spuneam că nu este, știți, că spuneam nu există, domnule, niciun fel de... de... Nu, nu, spuneam nu, nu, nu cred că e ceva împotriva noastră. Aseară mi-am dat seama că e clară treaba, e ceva concentrat, că nu se poate, adică... Colțescu e un arbitru cu demnitate. Du-te, mă, de aici, îi spunea Lugamon, plecă, deci, am văzut eu la 3 metri. Sau vezi faza, o vezi de 5 ori, deci, bă, nici nu-l atinge măcar, că l-are piciorul stâng în aer. E adevărat, cum a spus Porumboiu, are dreptate Porumboiu, a ridicat piciorul pe iarbă. A ridicat piciorul ăsta, Crețu, a ridicat piciorul pe iarbă. Păi da, mă, că atinge iarba piciorul. L-a ridicat pe iarbă, mă. Și aia e de posedare clară, fără nici fel de probleme. Și chiar de la ar fi atins. Are piciorul pe iarbă, nu, nu ridică piciorul să-l accidente. El îl atinge din mișcarea lui, a atacantului. A, ăla de el, baba ăla, cum cheam pe ăla? Otele, nu? Nu? Ce jucători din Liga 1 vă mai plac așa, v-au mai atras atenția? Nu știu, alți jucători nu. Ăștia doi. Atât altceva nu prea are. Un atacant caut, dar nu, nu, nu văd, nu văd care. O să luăm și încă 3, și încă 4, și încă 5, și încă 7, până când... Și las că e bine așa, că ne-a anulat golul. Ca să fie mai greu. De ce? Băi, Becali, fă o echipă puternică, bate-și cu arbitri. Dacă vrei să duci în Liga Campionilor, să fii puternic. Adică să nu te atingă nimic. Motivează mai mult treaba asta? Nu că mă motivează, că motivează mai mult. Păi trebuie să fac, mă, n-am ce face, când ai mai mulți dușmani, nu trebuie să te anarmezi mai puternic, nu? Și atunci eu acum eu sunt împotriva la toți. Și trebuie să, până nimic, ca toți mai împotriva mea. Păi tu ce trebuie să fac? Lasă-mă că face Domnul cu mine, nu? Mă la Hristos să-mi dea minte bună să fac ce trebuie să fac. V-ați orientat în ultima perioadă mai mult spre jucători străini, să aduceți. Sunt românii prea scumpi sau n-au atât de multă valoare? N-au, mă, valoare. Cine? N-ai văzut pe cine. N-ai zis că n-au valoare. N-au bărbăție, n-au putere, n-au... Care? Zic. Până l-am luat pe Rotariu. Se ascunde de... Se duce și se ascunde după adversar. Se ascunde după adversar. Gana e adevărat, nu se ascunde săracul, dar nu mai are așa, nu mai știe așa bine fotbal, n-a jucat mult timp. Nu mai are vigoare aia. Poate de la COVID, a făcut și vaccinul. Când faci vaccinul, unii îi afectează, unii nu îi afectează, dar pe care îi afectează, le face trompi. Și nu mai are, nu mai au puterea aia de alergat. Nu mai, nu știu. Ce-s, doctor? Eu am zis atunci ce am zis. Pistolul aici, glonțul, dar nu vaccinul. Mai bine dăm glonțul în cap. N-au auzit. N-au vrut să asculte. Acum, uite, toată lumea se plânge că, domne, că talala, că, bă, vezi, că nu m-ați ascultat. Mergeți spre ce se aude, cât de grav. Nu are nimic, o să joace. Altceva, a fost golul frumos? A fost golul frumos? Zi. Nu? Păi ce? Nu, pentru mine a fost 2-1. Pentru mine rămâne 2. Pe mine mă interesează cât lapte dă vaca. Dacă laptea vaca dă 20 de kg, 30 de kg de lapte și vine unul și fură 10, pentru mine vaca aia tot 2-3 de kg de lapte dă. Dacă el a furat din găleată, ce să fac? A furat lapte, 10 kg din găleată. Poate bă, ce la comisie, că de ce a furat laptele din găleată? Sunt capabili ăștia, de orice. Las, că e bine, ce? De ce să mă deranjezi, de ce? Dar ce să mă deranjezi? Păi nu mai deranjează ceva. Ce? Ce, eu, mie mi-e rușine, mie de ce am fost eu în viața mea? Alea m-au făcut mare, alea m-au făcut puternic, alea m-au făcut toate. Ce sunt acum? De stați voi câte 20-30. Să mă audiați. Nu, ce să faci? Păi, tata, de ce e supărare? Ce, a zis o minciună? Nu e o minciună. Becali cu oile, da, tata, e cu oile. Deci. Păi decât mă, mai bine de 1000 de ori cu oile decât cu oamenii mincinoși, falși și îndrăciți. Nu? Hai Domnul să vă ajute.